Așadar, cine este Acacia? Și remarc de altfel că este o denumire extrem de interesantă. Acacia este un furnizor de produse hoteliere, mai exact furnizor de toate produsele care se găsesc într-o cameră de hotel, într-o unitate de cazare. Și anume, furnizor de saltele și de baze de paci, de tetiere, pentru că ce este important, după părerea mea, ce este cel mai important într-o cameră de hotel este patul, da? Hotelurile vând somn. Cine are unde să doarmă, se duce și doarme la el acasă, dar în călătorii de afaceri sau turistice, clienții caută hotelurile pentru a dormi. Important e ca turistul să fie odihnit. Să fie odihnit, exact. Și sunt foarte mulți turiști care revin de foarte, foarte multe ori într-un hotel pentru salteaua pe care au dormit acolo. Chiar noi avem clienți care au dormit în hoteluri utilate de noi, au găsit furnizorul, au venit la noi și și-au achiziționat saltea pentru acasă. Înțeleg că sunteți responsabil cu confortul turiștilor. Da, da. Ce alte, hai să le spun așa, produse, deși poate nu e denumirea cea mai corectă, putem găsi într-o cameră de hotel de care vă ocupați? Într-o cameră de hotel se găsesc, vorbim la general, mobilierul camerei respective, patul, cum am mai spus, cu salteaua, mobilierul auxiliar, fotoliu, masă, birou, apoi echipamentele de necesitate imediată, cum ar fi televizorul, minibarul în care se depozitează băuturile de care turiștii pot avea nevoie peste noapte, seif pentru a-și depozita valorile, acte sau bani, sau laptopuri, căni cu fierbător pentru a-și prepara un ceai sau o cafea repede, draperii, perdele, veioze, noptiere și, de asemenea, nu uităm baia de hotel în care... La fel de importantă, fiindcă turistul, imediat după ce vede salteaua, exact, și patul, se duce la baie. Exact. Și eu fac același lucru. Și acolo consider că sunt importante prosoapele pe care le folosește pentru igienă, dar și produsele cosmetice, mă rog, necesarul minim de produse cosmetice, șampon, gel de duș, săpun, periuță de dinți, pastă de ras, aparat de ras. Și poate și doamnele sunt interesate de un fion sau de o altă variantă? Desigur, există uscătoarele de păr pe care le găsim de asemenea în aproape toate băile hotelurilor, indiferent de numărul de stele. Ce reprezintă, de fapt, industria dotărilor hoteliere? Industria dotărilor hoteliere reprezintă o industrie conexă industriei ospitalității, industriei hoteliere, și anume este nevoie de această industrie, este nevoie de furnizorii de astfel de produse pentru ca o unitate de cazare sau restaurant sau centru spa să ajungă în faza finală să acomodeze clienții. Pentru că fără produsele din camerele de hotel sau centrele spa nu putem primi clienți. Când intervine Acacia în dotarea unei unități hoteliere? Acacia intervine în trei faze. Aș numi eu pe prima, anume aceea de dotare de la începutul construcției. Putem să oferim și proiecte turnkey, se numesc ele, și anume la cheie, în situația în care ne contactează beneficiarul. După ce are unitatea de cazare gata la interior, pentru a-i propune produse și oferte pentru produsele respective. Unitățile de cazare sunt de două tipuri, cele afiliate lanțurilor internaționale sau unități de cazare cu beneficiari, persoane fizice. Astfel că unitățile de cazare afiliate lanțurilor internaționale au deja niște standarde bine stabilite de către lanțurile respective, în care noi nu putem să oferim foarte multă consultanță pentru că ei deja au caietul de sarcini stabilit, exact, iar noi trebuie să ne încadrăm cu ofertarea produselor în acele caracteristici. Mai mare libertate de mișcare în consultanță avem în dotarea unităților de cazare proprii. Care este produsul care este cel mai important și are o pondere, să zicem așa, cea mai mare? După părerea mea, cum am spus și mai devreme, patul este cel mai important obiect dintr-o cameră de hotel,
Pentru că, repet, hotelurile vând somn. Dacă un client este mulțumit de cum a dormit într-o cameră dintr-un anumit hotel, cu siguranță va reveni acolo. Va deveni chiar fidel. Ce canale de promovare a produselor folosiți? Nu o să le numesc într-o ordine neapărată și o să încep cu Google. Da? Ne facem promovarea pe Google. Digitalizarea în ziua de astăzi este foarte importantă, așadar ne promovăm prin site și prin Google, vizite directe la clienți, participări la manifestări expoziționale interne și internaționale. Și probabil că fiecare turist are obiceiul de a promova el însuși. Aici vreau să ajung. După părerea mea, cea mai importantă metodă de promovare este recomandarea. Am câștigat foarte mulți clienți, recomandați fiind de clienți deja existenți. În mod direct. În mod direct, exact. De ce? Pentru că noi suntem un fel de numărul 112 pentru hotelieri. Oferind o gamă foarte variată de produse, fiecărui client îi convine mai mult să sune la noi, să sune la Acacia, știind că acolo găsește de la mobilier până la cel mai mic produs necesar în camera de hotel, cosmeticele hoteliere sau diverse alte accesorii. Și bineînțeles, Acacia vine și cu ideea bună, ideea aceea smart, să zicem așa. Peste toate este foarte important prețul și întotdeauna ne interesează raportul calitate-preț. Ei, cum se poziționează Acacia pe această piață din acest punct de vedere? Atunci când unui client cu buget redus îi sunt prezentate pentru un produs argumente foarte clare, tehnice, clientul de cele mai multe ori și-a schimbat opțiunea și a achiziționat un produs mai scump pentru că a înțeles că face o economie mai mare prin durata de viață a produsului. Echipa este întotdeauna importantă, așa că o să te întreb din cine sau din ce este formată echipa Acacia. Echipa noastră nu este una foarte mare, dar este o echipă muncitoare, o echipă care pune suflet, pentru că la noi la birou este ca acasă. Bineînțeles, există partenerii și managerii companiei, există echipa de vânzări, echipa de logistică. Și e chiar ideea aceasta de familie regăsită și în echipa Acacia? Îmi place să cred că da. Este un mediu relaxat de muncă, un mediu primitor. Chiar suntem în căutare de noi colegi pentru a mări echipa. De ce ar alege clienții produsele Acacia? Pentru că Acacia este numărul 112. O repet. La noi clienții găsesc toate produsele. Apoi, pentru că avem o experiență destul de lungă în dotarea unităților de cazare, de la unități de cazare foarte mici până la unități de cazare de lanț, cu un număr mare de camere, inclusiv camera de hotel în care suntem acum aparține hotelului Capital Plața, unul dintre primii noștri clienți și care ne este alături și în ziua de astăzi. Acacia vine cu câteva noutăți. Aș enumera printre ele prosoapele fără TIV, pentru că spălătoriile din România nu acordă foarte mare atenție întreținerii lenjeriilor și prosoapelor, astfel că prosoapele nu se vor mai deșira, lucru care se întâmplă în general în procesul de uscare. Apoi, în urma unei colaborări deschise în 2019 cu un partener nou din Anglia, vom continua cu o gamă nouă de produse adiacente unei camere de hotel și anume uscătoare de păr, fiare și mese de călcat, căni fierbători. Ce este nou la aceste produse este faptul că au propria lor protecție, astfel că dacă un client uită să scoată fierul de călcat din priză sau să oprească cana, după 2 minute acestea se opresc automat pentru evitarea unor situații neplăcute, cum ar fi incendiul. Mie mi se pare foarte important. Da, și de asemenea această caracteristică, fac aici o paralelă, este specifică și saltelelor pe care noi le comercializăm. Au un tratament special de întârziere la foc, până la 5 minute, astfel că dacă izbucnește un incendiu, salteaua nu va lua foc imediat. Clientul are timpul suficient să iasă din cameră.
Iată cum un uituc ca mine, să zicem așa, este protejat, vrei nu vrei, de către Acacia. Anca Văcărencu, îți mulțumesc foarte mult pentru această parte de prezentare și o să te rog să ne ajuți să vedem, așa pe viu, toate aceste produse în camera de hotel, cu prezentarea evident pe care ne-o vei oferi la momentul potrivit. Sigur, cu mare drag! Ați venit în camera de hotel. Acesta este dulapul de pe hol, care clienții își pot depozita pe umerașe hainele și bagajele. Se găsește halatul hotelier de rezervă, seiful pentru depozitarea valorilor și diverse alte accesorii necesare clienților, cum ar fi set de cusut, burete de curățat pantofii, precum și papucii cu care clientul stă în cameră. Acacia dorește să vă aducă în prim plan obiectul esențial al unei camere de hotel, și anume patul de hotel, care este compus din baza pe care este așezată salteaua, din salteaua propriu-zisă, din pilote, perne decorative, perne de suport și perne de dormit. Aceste produse, la rândul lor, sunt îmbrăcate în lenjeriile din bumbac 100% pe care noi le comercializăm. Aceasta este tava de întâmpinare împreună cu cana fierbător, destinate necesității imediate ale clienților de a-și prepara ceai sau cafea. Aceasta este baia. Aici găsim produsele de igienă corporală necesare clienților, produse marcă înregistrată proprie, Gama Natura. Gama Natura este una dintre cele trei game ale noastre, pe care de 2 ani de zile le producem în România. Acesta este uscătorul de păr, care poate fi pliat și nepliat. Pentru proiectele la cheie, adică deschideri de unități noi de cazare, comercializăm și aceste produse din inox, suport de hârtie igienică, suport pentru pungi sanitare, suportul mână curentă împreună cu savoniera, prosoapele necesare clienților. Fără îndoială că pentru unitățile hoteliere și produsele de curățenie sunt foarte importante. Puteți veni în întâmpinarea clienților și cu o ofertă în genul acesta? Sigur că sunt foarte importante, sunt extrem de importante, pentru că o cameră de hotel trebuie să fie curată. Începând de anul acesta am dezvoltat un parteneriat cu un furnizor nou pentru soluții de curățenie, mai ales detergenți. Dar ce este interesant la acești detergenți este că sunt livrați în capsule care se introduc în recipientele aferente, astfel că este foarte bine controlat de către managerul hotelului consumul acestor produse. Le este foarte ușor doamnelor care fac curățenie, cameristelor, să le aibă pe recipiente clare, specifice. Doamnelor, de asemenea, le este ușor din punct de vedere al timpului, pentru că nu mai consumă timp să prepare produse din recipiente mari. Un alt avantaj al acestor produse este acela că se economisește spațiu, pentru că ele ocupă foarte puțin loc în camera de depozitare. Sunt niște capsule foarte mici care se introduc în recipientul din plastic, ele se diluează în 2 minute, sunt prietenoase cu mediul și sunt eficiente. Sunt foarte eficiente, exact. La capitolul de noutăți, nu știu, ar mai fi ceva de adăugat? Aș mai enumera la capitolul noutăți încă un parteneriat cu un furnizor de echipamente de curățenie, dar sunt altfel de echipamente de curățenie, și anume este un utilaj care curăță și igienizează mocheta pe bază de aburi, dar și de detergent. Am avut și avem clienți care au achiziționat acest utilaj și au curățat mocheta,
astfel că n-au mai fost nevoie să investească într-o mochetă nouă. Cu ce gânduri de viitor? Mi-ați vorbit despre noutăți, dar mă gândesc că vă gândiți nu numai la 2020, ci și în perspectivă. Mai avem încă două noutăți, dar acelea sunt surpriză. Însă gândurile de viitor sunt să ne mărim echipa, repet, să accesăm cât mai multe piețe, să ne păstrăm în continuare seriozitatea și rapiditatea cu care răspundem cererilor clienților. Și acele surprize în timp, așa cam când vor veni? Puteți devoala? În vară. Destul de curând. Acestui an, da. Sunt niște produse noi destinate centrelor de agrement, în special piscinelor. A, iată, vă duceți și pe acest segment. Avem deja clienți la mare cu piscine, dar nu doar la mare. Însă acestea sunt destinate piscinelor în aer liber. Mă gândesc că fiecare hotel, fiecare unitate de cazare se gândește ca produsul plasat în baie, în cameră, să aibă acolo o etichetă care să-l trimită pe turist către numele hotelului, acele materiale personalizate, să zic așa. Sigur că da. Personalizarea se face pentru mai multe produse, în funcție de dorința clientului. De la cosmeticele pentru baie, prosoapele pentru baie, am efectuat personalizări pentru mulți clienți prin monogramă, prin broderie sau printr-o altă tehnică și anume din țesătură, se numește jacquard, cu sigla hotelului sau numele lui, dar au fost personalizate și lenjerii cu monogramă. Spuneam mai devreme de spălătorii care încurcă de cele mai multe ori produsele de la un hotel cu produsele de la alt hotel și se poate ca un client să fie dat la spălat lenjerii noi, proaspăt achiziționate și să primească înapoi lenjerii mai vechi. Iată că această monogramă nu este doar un element de blazon, cât poate să fie și un lucru extrem de eficient, un detaliu extrem de eficient. Sigur că da, pentru că ai certitudinea că primești înapoi produsele pe care tu le-ai dat la spălat. Nu degeaba spuneam la început că e nevoie de detaliu și de atenție pe fiecare detaliu într-o astfel de industrie pe care, iată, acum o cunosc pentru prima dată și pare să fie fascinantă. Cât e de greu sau de ușor să te menții pe o astfel de piață? Nu este nici greu, nici ușor să te menții pe piață. Pe piață te menții atât timp cât vii periodic cu noutăți, prin vizite repetate periodice la clienți, pentru că atât timp cât există clienții care deschid unități noi de cazare, pe care îi contactezi de la început și cărora le pui la dispoziție de la început gama de produse, există de asemenea și clienții care renovează treptat. Unii și achiziționează anul acesta toată gama nouă de prosoape, alții își achiziționează toată gama nouă de lenjerii, alții decid să schimbe anul acesta paturile. Deci renovarea nu este totală, poate să fie parțială. Există o periodicitate anume în schimbarea produselor, prosoapele, lenjeriile, pernele, pilotele, care se numesc inventar moale, se schimbă la un anumit termen, paturile la un alt termen. De exemplu, saltelele pe care noi le comercializăm au garanție de 10 ani și ele se schimbă odată la 10 ani. Ce este interesant la saltele este faptul că ele odată la 3 luni se pot întoarce, și anume cu picioarele la cap, după alte 3 luni invers, se rotesc, lucru care le mărește durata de viață. Pentru că într-un hotel se perindă oameni de diverse greutăți și dacă salteaua rămâne în aceeași poziție timp foarte îndelungat, se deteriorează. Exact. Saltelele noastre sunt de două tipuri. Saltele cu arcuri împachetate în camere individuale, astfel că ele distribuie greutatea pe toată suprafața. În momentul în care cineva este deja așezat în pat și se mai așează și a doua persoană, prima persoană nu simte că s-a mai așezat altcineva, dar avem în portofoliu și saltelele cu arcuri tradiționale. De aceea spun că este foarte importantă această rotire a lor ca să le mărească durata de viață. Iată cât de multă muncă stă în spatele unei camere de hotel în care turistul, bineînțeles, vine, o analizează probabil inițial din punct de vedere cromatic, abia pe urmă ne gândim la partea de textură, de calitate și de astfel de detalii aparent tehnice, dar ele fac diferența, de ce nu? Da, ele fac diferența. Exact. Mare. Spuneați că aveți
legături contractuale, deși nu-mi place foarte mult această sintagmă, dar o să o folosesc, cu industria hotelieră de aici, din țară. Vă gândiți să vă extindeți și în afara țării? Am început de acum 2 ani să ne extindem și în afara granițelor țării. Exportăm produse către Ungaria, Serbia, Croația, Germania și sperăm să continuăm cu, și cu celelalte țări ale Europei. Și care sunt ecourile care vin dintre acolo? Important este că se repetă comenzile. Iată. Este ceea ce ne dorim. Probabil că este răspunsul pe care îl așteaptă orice furnizor. Da, și asta se întâmplă datorită seriozității. De ce ar alege clienții Acacia? Pentru că seriozitatea cu care răspundem tuturor solicitărilor, repet, indiferent dacă vin din partea unui potențial client foarte mic până la un potențial client mare, rapiditatea cu care le răspundem, dar foarte important este respectarea termenelor de livrare. Astfel că din momentul încheierii unui contract cu un client s-au întâmplat, bineînțeles, și situații de forță majoră care au fost aduse la cunoștință clientului. Dar în cele mai multe cazuri termenele de livrare au fost respectate, ceea ce duce la mulțumirea clientului și la asigurarea unei relații de continuitate cu acesta. Asigurarea calității continue a produselor este foarte importantă pentru că, așa cum am mai spus, nu facem rabat de la calitate. Cu ideea asta am început această activitate și chiar și în ziua de astăzi avem clienți care cumpără de la noi de atâția ani de zile și nu ne mai întreabă, dar sigur este ca atunci, ca anul trecut când am cumpărat? Eu știu exact că așa este. Găsesc la noi același produs cu aceeași calitate. Așadar, vă așteptăm cu drag să descoperiți Universul Acacia pe pagina noastră de internet acacia.ro.